Get up off this ground, shake the leaves back down, sit the brown, 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 sit lightly. Cum te simți acum că ai ieșit de pe scenă și ai terminat cumva prima etapă? Emoții încă sunt, mai tremură un pic și vocea în mine. Mă bucur că am putut să țin toată piesa până la capăt fără să clachez, fără să se întâmple nimica. În viața de artist, de obicei, când ai un gig sau o treabă, nu mănânci, nu bei, nu faci nimic, să nu te apuce emoțiile mai grave. Și atunci am reușit să le păstrez la un nivel bun, ca să îi fac pe oamenii ăștia să înțeleagă că spus pe fapte. Te așteptai la reacția așa frumoasă de la juriu? Am fost foarte impresionat că au fost cumva interesați și de partea de Flo normal și chiar dacă am vorbit puțin de cumva IT și ce am realizat un pic, pe lângă asta am vorbit și de Flo artistul și mi-au zis că mi-ar plăcea să ne auzim cât mai des, deci normal să fie super fain. Care crezi că este atuul tău pe mai departe, acum că ai luat 4 de dat deja? Mi-ar plăcea să zic range-ul vocal și diversitatea stilurilor pe care le pot aborda. Sigur, dacă am venit astăzi cu ceva de genul, următoarea dată pot să vin cu un metal. Când singur sau ai și o trupă, cum vrei să te dezvolți pe mai departe? Flow artistul există și singur, dar există și trupa Outflow, o trupă cu încă 4 băieți cu care facem piese. Încă lucrăm la primul album, dar ne-am lansat cumva în anul acesta. Cum îmbin muzica cu matematica? Păi, ca să fiu sincer, toată ziua îmi calculez cât timp am până la sfârșitul zilei de lucru ca să pot să fac asta.